Ei bine, după fete a venit rândul băieților să transmită un mesaj pe antena Play. Respectiv, Valentin și Alexandru au mers împreună la camera lor de antena Play să transmită susținătorilor că își doresc foarte mult ca atât Cristina cât și Elena să rămână în continuare în casa Mireasa. Spuneau că nu o să vorbească despre ceilalți concurenți, despre celelalte cupluri. Ei își doresc doar ca ele să rămână în continuare în competiție pentru că consideră că merită acest lucru, mai ales pentru că Valentin și Alexandru, după cum bine știți, sunt prieteni foarte buni și nu pot să lupte cumva unul împotriva celuilalt, de asemenea nici partenerele lor. Prin urmare, își doresc foarte mult ca ambele fete să rămână în continuare în competiție, iar Alexandru, pe lângă susținătorii lui și cei ai lui Valentin, a apelat ca de obicei la verișorul lui Robert și la acestuia Mari, care știți bine că au o influență foarte mare în mediul online și le-a transmis acestora să tureze motoarele, așa a și spus Marii Robert, turați motoarele, știți ce aveți de făcut ca să iasă totul așa cum trebuie în această cursă de eliminare.